În incinta gimnaziului Păpăuți din Rezina s-a deschis recent Muzeul Satului. Aici sunt adunate peste 100 de exponate. Iar ghid în excursia noastră imaginară la Muzeul de la Păpăuți va fi corespondentul netitular Andrei Bordian. Să-l ascultăm. Localitatea Păpăuți a fost atestată documentar la 11 aprilie 1559, dar se presupune că prima așezare umană pe aceste locuri datează cu tocmai 5.000 de ani în urmă. În preajma satului s-a aflat o mănăstire de maici care cu timpul a dispărut. Pe locul lăcașului sfânt, acum 2 ani, au fost descoperite osemintele slujitorilor, sicriile cărora au fost dăltuite în piatră. Cândva, pământurile noastre erau acoperite de Marea Sarmatică. Ca dovadă, în muzeu pot fi văzute 6 dinți și maxilarul unei foci găsite în cariera de piatră din localitate, povestește Ion Mihalache, directorul gimnaziului Păpăuți din raionul Rezina, profesor de istorie și pasionat de tot ce poartă amprenta timpului. Sunt în muzeu 6 dinți și maxilarul focii. În primul rând, astfel de osăminte de focă marină mai sunt atestate în Calfa și Taraclie. Mi-au atras atenția și cele două icoane expuse aici. Prima datează din anii 1700 și se păstrează și lingurița de argint pentru împărtășanie. Se vede destul de bine într-această icoană că totul s-a decolorat, însă a rămas doar chipul și mâinile lui Iisus Hristos. O altă icoană este nașterea Domnului, care este atestată din anii 1827, de atunci când a fost construită biserica din piatră din centrul satului. Printre cele peste 100 de exponate găsim topoare, oale, țăpoi, pieptene de scărmănat, lână, un clește de ferărie, fugane și altele. De pe timpul războaielor sunt păstrate schije de bombe, fragmente de arme, baionete, vase din care se alimentau ostașii. Cel mai de preț exponat pare a fi o cască găurită de gloanțe. Ceva din vremea războiului a nimerit și se vede gaura. În urma aceasta e clar că omul a decedat. Se văd găurile de la gloanțe. O păstrăm foarte mult deoarece este un obiect prețios. O lădiță de lemn care servea drept geantă și caietul fostului profesor de fizică Gheorghe Stoller, păstrate din 1946, pe când era elev, trezesc și ele interesul vizitatorilor. Găsim în muzeu și călimara și chiar tocul cu care a scris profesorul. Acest caiet, dacă spunem, toate obiectele erau scrise în el. Acesta este albumul Satul meu. Bunica mea, care a început să scrie istoria localității din ce știa la timpul respectiv, care mi-a servit mie să scriu istoria localității, a satului Păpăuți, care numără 200 pagini, însă din lipsă de finanțe, stă în format electronic. Spune Ion Mihalache, directorul gimnaziului Păpăuți. Ideea fondării unui muzeu al satului aparține conducătorului cercului de pirogravare din gimnaziu, domnului Mihai Gangan, meșter în prelucrarea artistică a lemnului. Deci asta este istoria localității, viața noastră din trecut, prezent, cred că și viitor. În cât timp s-au adunat toate aceste expunere? Deci într-un timp foarte scurt, fiindcă muzeul nostru, nici sala nu este mare și tot ce am putut aduna, deci ne încape și încă poate mai face loc și pentru alte lucruri. Cel mai mult îl impresionează o statuietă de pe timpurile getodacilor. Așa e de fin lucrată piatra, cu ce instrumente pe atunci, nu știu, dar pentru mine e ceva interesant și la toți le arăt lucrul ăsta. Unele obiecte au fost aduse chiar de elevi, aceștia contribuind astfel la îmbogățirea și extinderea fondului muzeului. De la Păpăuți, Rezina, pentru Radio Moldova, Andrei Burdian.